Giurgiuvenii erau hotărâți să obțină 3 puncte în fața Pandurilor, dar nu a fost să fie așa chiar dacă au început meciul cu un plus de vigoare, pentru că în minutul 22 Danu Spătaru este eliminat de centralul Ișvan Covaci, după o fază discutabilă în care a faultat. În faza imediat următoare, Constantin Budescu încearcă un artificiu, care era pe aproape să iasă la fel ca în meciul cu Dinamo din urmă cu 2 sezoane, însă portarul Gorjenilor a fost la post și a salvat mingea lungă trimisă de Budescu. La scorul de 0-0, Dorinel Munteanu scoate din teren pe Budescu, Fatai și Chițu și Astra n-a mai contat în atac, ba chiar a primit și un gol din centrul. Intrarea lui Eric, fructificată de Cordoș. Astra, în 10 oameni, forțează un atac care nu anunța mai nimic, însă mingea a ajuns la atacul lui Chiseto, care a șutat din afara căreului și a înscris golul de 1-1. De cealaltă parte, Dorinel Munteanu a fost total dezamăgit de arbitraj. E un semnal de alarmă pentru ceea ce ni se întâmplă, cel puțin nouă. Mă refer la penalti, la eliminare, au fost multe lucruri în seara aceasta. Mai mult, după meciul de aseară, Dorinel Munteanu s-a arătat dispus să renunțe la Astra din cauza arbitrajului, dar nu înainte de a-și îndeplini misiunea. Sunt la o secundă de a decide dacă mai rămân sau nu în România cu astfel de arbitraj. Am contract până în vară, nu știu ce să vă spun. Obiectivul meu rămâne în continuare locul 2. Astra s-a îndepărtat la 6 puncte de Petrolul Ploiești, care a reușit surpriza să o învingă pe Steaua la ea acasă, după 16 ani de secetă.